O femeie și-a pierdut viața după ce a căzut într-o fântână. Tragedia s-a petrecut joi în localitatea constanțeană, Movila Verde. Vă avertizăm că urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. Joi după amiază, pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea al județului Constanța au fost solicitați să intervină în localitatea Movila Verde, acolo unde o femeie în vârstă de aproximativ 68 de ani a căzut într-o fântână. La fața locului s-au deplasat două autospeciale de pompieri, una de la Chirnogei și descarcerarea de la detașamentul Palace. Apelantul care a sunat la 112 le-a spus pompierilor militari că fântâna ar avea o adâncime de 30 de metri, iar martorii aflați la fața locului s-au uitat cu oglindă în lumina soarelui și au văzut cămașa femeii plutind în apă. Vecinii bătrânei povestesc că aceasta locuia singură. Intervenția pompierilor a fost una destul de dificilă, întrucât fântâna avea o adâncime de 30 de metri și este destul de îngustă. Oamenii legii au deschis o anchetă pentru a stabili cum s-a produs tragedia.